Dragi prieteni, bine v-am găsit la o ediție cu totul și cu totul specială, Carte Diem, specială pentru că sunt aici în Cetatea Neamțului. Sunt la Beloved. Deja se pregătește scena, se pregătesc colegii de la tehnic, iar eu l-am alături de mine pe primarul orașului Târgu Neamț, domnul Daniel Harpa. Bine ați venit la Carte Diem și mulțumim că ne-ați primit cu Beloved în Cetatea Neamțului, la Târgu Neamț. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Bine ați venit dumneavoastră în Târgu Neamț, în Cetatea Neamțului și, nu în ultimul rând, în județul Neamț. Este o onoare pentru noi, pentru județul Neamț și pentru Târgu Neamț că ați ales această minunată locație în incinta Cetății Neamțului cu un asemenea eveniment, să-i spunem, care pentru noi târnemțeni și pentru județul Neamț este în premieră. Asta înseamnă că și în următorii ani vom face tot posibilul să reveniți cu plăcere aici la noi și să în fiecare an să vă planificați ca acest festival de film să-l programați pentru Cetatea Neamțului și nu numai și alte locații din județul Neamț. Noi ne-am dorit ca în fiecare an finalul de vară să fie petrecut nu doar de români, de turiștii dornici de evenimente culturale din toată lumea, aici, la Târgu Neamț, seara să vină și după amiaza să vină în cetate la festival și în timpul zilei să viziteze lucrurile frumoase pe care le pot vedea aici, de la mănăstiri, la fel de fel de case memoriale, cum e și Casa Veronicăi Micle, să vadă, de ce nu, în județ, cheile Bicazului. Sigur. Adică să fie așa o tradiție culturală în județul Neamț și în Târgu Neamț la final de vară, început de toamnă. Pot să spun început de toamnă că mâine începe școala. Cu mare drag sunteți bineveniți, dar să nu uităm că, într-adevăr, orașul Târgu Neamț este, în primul și în primul rând, un oraș încărcat de istorie și cultură. Și ne mândrim cu această minunată cetate a Neamțului. Ne mai vorbim de Casa Creangă, cum ați spus, Casa Veronica Micle, și nu mai spun de acest mic, să-i spunem, atos al Moldovei, zona mănăstirilor din jurul orașului Târgu Neamț și din județul Neamț. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce înseamnă să fii primarul unui astfel de oraș atât de încărcat de istorie? Pentru că v-ați luat pe umeri o responsabilitate imensă când ați hotărât să veniți primar aici. Așa cum am spus, este o onoare în primul rând pentru mine că am fost ales ca și primar al orașului Târgu Neamț la al treilea mandat. Sigur, sunt mult mai multe responsabilități când ai în Târgu Neamț, Cetatea Neamțului și atâtea obiective istorice care trebuie să le administrezi și trebuie să le promovezi, dar să nu uităm că pe lângă orașul Târgu Neamț, pe lângă bugetul care trebuie să-l asigurăm pentru aceste obiective, avem un sprijin considerabil din partea Consiliului Județean, pentru că Cetatea Neamțului, Casa Creangă, Veronica Micle și tot ceea ce avem în orașul Târgu Neamț ca și obiective istorice și turistice sunt administrate financiar de Consiliul Județean Neamț. Cum bine știți, și la acest eveniment Consiliul Județean a pus umărul și ne-a susținut. Sigur că da, și le mulțumim mult de tot că ne sprijină și domnului președinte îi mulțumim. Fără discuție. Am văzut că domnia sa e toată ziua pe șantiere și eu mă bucur foarte mult pentru că o mare problemă în România, o problemă a turismului românesc, au fost drumurile. Ei, aici în Neamț, drumurile sunt în șantier sau deja multe sunt asfaltate, reparate, în așa fel încât să nu mai fie o problemă pentru turiștii care vor să vină la mănăstiri, să vină la obiectivele turistice și e bine. Sigur, dacă suntem Târgu Neamț, eu vorbesc de Târgu Neamț în primul rând și de județul Neamț, pentru că Târgu Neamț face parte și cred că este unul dintre cele mai importante orașe din județul Neamț, tot datorită acestor obiective și acestor zone istorice, dacă vrem să fim un oraș turistic și cum avem și denumirea oraș turistic de interes național, trebuie să facem în așa fel încât să asigurăm condiții turiștilor, începând de la infrastructură, cum spuneați, președintele Consiliului Județean s-a ocupat în aceste două mandate de tot ceea ce înseamnă infrastructură
începând de la zona mănăstirilor unde sunt turiști, slavă Domnului, până la tot ceea ce înseamnă drumul județene, până la, de la infrastructura rutieră, până la, să-i spunem așa, o nouă regândire a turismului din județul Neamț, o nouă regândire a strategiei locale și județene, astfel încât în perioada următoare să dăm un alt și un alt suflu și o altă dimensiune, a turismului din Neamț. Acum trebuie să le spunem telespectatorilor că a fost o discuție pe care am avut-o și cu dumneavoastră și cu domnul președinte Ionel Arsene și ați spus că ați vrea să vedeți și turism cultural în județ. Sigur. Și de aceea susțineți proiectele fără culturale discuție. Și e foarte bine. Peste tot în lume, noi suntem înfrățiți cu cele două festivaluri din Belgia și din Bulgaria. Și acolo și în celelalte locuri din lume unde au loc festivaluri care se desfășoară în aceeași perioadă, în aceeași localitate de ani de zile, există deja turiști care vin special pentru acele evenimente. Este turismul cultural care dezvoltă orașele, care ajută la dezvoltarea orașelor, care ajută la dezvoltarea afacerilor din acele orașe, ceea ce e un lucru extraordinar. La acest eveniment, la acest festival care îl organizăm, chiar dimineața am discutat cu 90% din ce înseamnă unități de cazare în Târgu Neamț. Vreau să vă spun că nu mai sunt locuri deloc. Dacă nu mă înșel, chiar și colegii de-ai dumneavoastră din echipa care faceți parte nu au găsit locuri în Târgu Neamț și am înțeles că s-au cazat undeva într-o localitate. Nu e nicio problemă, că oricum zona e frumoasă. Continuând cu ceea ce a spus dumneavoastră, că ne aplecăm foarte mult pe partea culturală și pe ce înseamnă evenimente și festivaluri pe această linie culturală, trebuie să știe toată lumea că pe lângă acest festival care este în premieră la noi, în cursul de un an de zile, numai în Târgu Neamț, cred că se organizează peste 4 festivaluri care sunt deja cunoscute, dedicate zilelor cetății Neamțului, zilelor Creangă, festivalul de datini și obiceiuri, exact în perioada când s-a născut Creangă, când sărbătorim zilele cetății. Așa că în acele perioade, începând din luna ianuarie până la sfârșitul lui decembrie, când încheiem cu festivalul de datini și obiceiuri, Târgu Neamțul s-a făcut, cunoscut chiar și la nivel internațional datorită acestor evenimente, care încercăm să le promovăm și să, în fiecare an să le ducem mai departe. Pentru că emisiunea se numește Carte Diem și noi încurajăm cititul. Și aici, la festival, am avut și avem concursuri la care premiile sunt cărți oferite de partenerii noștri de la Litera. O să vă rog să-mi spuneți ce cărți vă plăcea să citiți când erați mic. Păi nu putem spune, dacă suntem de aici, din Târgu Neamț, da, în primul și în primul rând, amintirile din copilărie, tot ceea ce înseamnă povestirea lui Creangă. Continuăm cu Eminescu și Veronica Micle. Bine, viața așa a făcut să fie ca să mă pliez un pic și pe partea, să-i spunem, unde am lucrat înainte și mi-au plăcut foarte mult cărțile polițiste. Acolo au fost și prin meseria care am avut-o. Ați fost polițist. Dar una peste alta, cred că Eminescu și Creangă au fost și sunt prioritățile pentru noi și pentru copiii noștri și pentru cei care locuiesc în Târgu Neamț, că este normal să, în primul rând, să știi povestirea lui Creangă. Știți că există, că ați vorbit de cărți folisite și eu fiind actriță și fiind în lumea asta a festivalurilor, știți că există, anul ăsta nu s-a putut organiza, dar există în Europa un festival de film polițist. Vă așteptăm în cu Franța drag se face. Și la noi în Târgu Neamț. În Franța se face, anul acesta nu l-au mai putut organiza, nu știu de ce, s-au certat acolo, că s-au certat organizatorii pe acest festival, l-au mutat dintr-o parte într-alta, dar a fost un festival de mare succes pentru că lumea iubește filmele polițiste și e normal. Vă recomand să organizăm și noi în Târgu Neamț. Cu siguranță va fi de un real succes. O parte din cărțile pe care le oferim la festival sunt cărți polițiste. La concursurile de aici, de la festival, sunt concursuri interesante, sunt workshop-uri, sunt lucruri frumoase pe care le-au pregătit toți cei care fac parte din echipa artistică a festivalului. Spuneți-mi acum ce mai citiți?
Știu, citiți mult administrație. Și mai citesc administrație. Și codurile, legi. Codurile codul administrativ, ordonanțele care curg gârlă. Care se dar tot schimbă. Mai avem timp și de... Chiar, mai aveți odihnă. Timp de o carte frumoasă? Da. Cred că ultima dată am... nu am citit, am, să spunem, am recitit Viața părintelui Iustin Bârvu. Ce frumos. Nu mai vorbim de Viața părintelui Cleopa, dar ultima și ultima dată a fost am citit Viața părintelui Iustin Bârvu într-o discuție purtată chiar în săptămâna din urmă, după ce am, așa cum am spus, am recitit, am avut o discuție chiar cu părintele Nicula. Am avut în Târgu Neamț ca și oaspete și chiar în urma discuției purtate m-a convins, cred că 100%, să intrăm un pic și pe partea aceasta a credinței și a religiei. Foarte frumos, avem nevoie. Acum nu mai discutăm de filme polițiste, că sunt cei mai tineri care se ocupă de filme polițiste și de cărți polițiste. Absolut. Vorbesc de foștii mei colegi. Da, da, categoric, avem nevoie. Și poporul român e un popor care l-a avut pe Dumnezeu alături de lui, de el tot timpul. În special zona Moldovei, da. Nu neapărat că sunt eu moldovean sau locuiesc aici, dar oamenii din Moldova, comparativ cu alte zone, sunt credincioși, sunt aplecați mai mult pe partea credinței. Am avut diverse declarații în spațiul public făcute de... diversi oameni politici sau pseudo-oameni politici, îmi permit să spun că nu-i analizez, dar care spuneau că în Occident oamenii nu mai cred nici în biserică, nici în Dumnezeu și nu-i mai interesează. E un lucru trist. E un lucru trist. Puțin și spus. Dureros. Dureros, da. Iar în momentul în care vii aici și vezi în mănăstiri familii compuse și din bunici, și din părinți, și din nepoți, participând la slujbe, vorbind despre viața sfinților, vorbind despre lucrurile frumoase pe care le învățăm de la cei care știu cu adevărat care este rolul credinței în viața noastră, îmi dau seama că totul e o poveste neadevărată când vine vorba de poporul român. Sigur. Și mă bucur. Și poporul român în momentele de față are nevoie de așa ceva, de credință și de, eu știu, de ascultat un cuvânt din partea unui preot adevărat. Absolut. Mai ales noile generații, mai ales tineri. Mai ales tineri. V-am văzut apropiat de tineri. Da. Am văzut, vorbiți-mi puțin despre concursurile pe care le-ați avut. Au fost atâția copii care au participat la concursurile astea, la zilele orașului. A fost și zilele orașului, au fost și zilele, da, orașului acum și atunci să profităm, noi, să vorbim puțin și despre fiecare asta. Fiecare an organizăm zilele orașului, începând cu ziua de 8 septembrie, când sărbătorim Sfânta Maria. Așa și anul acesta, bine, anul trecut fiind cu acea problemă de stare de urgență, da, nu am putut să ne organizăm, nici anul acesta n-am putut să ne organizăm așa cum ne-am dorit, dar am început zilele orașului în ziua Sfintei Marii și, așa cum ați spus, am continuat cu un concurs, la fel, pentru prima dată în ultimii 4 ani, să spunem așa, un concurs de o competiție de tenis de câmp, unde au fost prezenți peste 100 de copii, începând de la 6 ani până la 14 ani, pe categorii de vârstă, până la aproximativ 60-70 de seniori. Deci este vorba de o competiție de tenis de câmp în premieră la Târgu Neamț, unde am venit în sprijinul copiilor și a sportivilor în general, cu diferite premii, surprize în primul și în primul rând pentru copii și, bineînțeles, o seară de distracție, tot pentru copii și pentru cei, pentru seniori. Așa pentru că întreaga ieri familie. Cu soții, cu copii, cu toată lumea se va simți bine și se va distra mâine seară, sâmbătă seara, după ce vom termina aici seara de sâmbătă, cu ceea ce ați organizat dumneavoastră, la undeva în zona Băilor Oglinzi, în aer liber, cu un frumos spectacol și multe, multe alte surprize, așa cum am spus, pentru familii, cât și pentru copii. Vreau Iar ieri am terminat de premiat copilașii, acei mici,
așa cum v-am și arătat în acele imagini, care au fost extraordinar de fericiți. Nu am văzut un copil mai fericit când vine primarul sau autoritatea locală să îi înmâneze o diplomă, erau o cupă emoționați. Sau o minge de, un set de minge de tenis, un tricou cu inscripționat cu zilele orașului. Deci mai mare bucurie ca aceea care am făcut-o ieri, nu știu dacă am fi putut putea face. Putea să-i aduceți unui copil. Da. Când erați dumneavoastră copil, când erați în școală, vă gândeați că o să ajungeți primarul orașului Târgu Neamț? Nu m-am gândit. Eu am luat această hotărâre în anul 2012, când împreună cu președintele Consiliului Județean, care suntem prieteni din tinerețile noastre, am hotărât să facem o echipă pentru orașul Târgu Neamț, pentru Parlamentul României și pentru Județul Neamț, o echipă de prieteni, care și acum funcționează extraordinar de bine, numai că nu mai avem 30 ceva de ani, avem 50 de ani, aproximativ. Dar nu m-am gândit niciodată, dar și sincer, când erați în școală, v-ați dorit să vă faceți polițist, clar, nu, și de aia v-ați făcut. În școală, părinții mei doreau să mă facă preot, eu vreau să mă duc să urmez Academia Militară. De fapt, am și făcut școala, să-i spunem, școala de aviație, liceul de aviație. Dar așa au vrut. Și ați pilotat vreodată? Nu. După Revoluție s-a desființat acea școală și ne-am reorientat spre partea armatei, poliției, partea asta militară. Dar erau alte timpuri, vorbim de 90-91. Și așa ați intrat în poliție pe urmă. Așa am intrat în poliție și am stat în poliție 20 de ani, după care m-am despărțit de uniforma militară. Nu vă este dor câteodată? Nu. Nu. A fost o etapă. A fost o etapă din importantă, viața, din care v-a ajutat și vă ajută, cred că, foarte mult care acum. Care m-a călit foarte mult. Nu mai vorbim de școală militară și armată, vorbim în general de ceea ce înseamnă instituție militară. Are nevoie omul politic de rigoare? Sigur. Nu neapărat trebuie să vorbim de omul politic. Omul în general, bărbatul în general, are nevoie de rigoare, nu se pune problema, dar bărbatul în general are nevoie de un pic de disciplină. Adică măcar un an de zile armat. Să știți că n-ar fi rău. Și eu ca fată mi-aș fi dorit să fac armată. Și fetele la un moment dat făceau în facultate. Se făcea în facultate, se făcea o dată pe săptămână, o zi de armată, dar era bine. Era foarte bine, da. Era foarte bine. Profesorul meu de actorie de la clasă a fost ofițer de infanterie și el era foarte, foarte riguros cu noi și eu pot să spun că am învățat teatru cu rigoarea unui ofițer. Niciodată nu se întâmplă să ajung la un spectacol decât cu o oră înainte, adică nu ajung la un sfert. Și tot de la el am învățat că sfertul academic înseamnă 15 minute înainte, nu corect. După. Așa este. Așa că e important. Revenind la omul politic, dacă nu ai rigoare și nu ești serios, nu cred că mai ai prins 3 mandate de primar. Categoric. Dar mai sunt excepții, mai sunt perioade în viață când chiar nu poți să te ții de cuvânt în totalitate și nici nu poți respecta un anumit program. Dar una peste alta, eu sunt mulțumit pentru ceea ce și pentru echipa din care fac parte, zic că Județul Neamț este pe un drum bun. Mi-ați indiferent arăta, de culoare politică. Categoric. Da. Mi-ați arătat înainte de începerea emisiunii niște șantiere. Ne vorbiți puțin despre ele? Dacă președintele Consiliului Județean tot timpul prezintă județul într-un continuu șantier, așa adică e. Într-adevăr județul Neamț este într-un continuu șantier de aproximativ 8 ani de zile și Târgu Neamț trebuie să fie topul, adică trebuie să fie numărul 1 la ceea ce înseamnă investiții. Da. Spuneam că pentru a fi un oraș turistic așa cum ne-am dorit, de interes național cum ne dorim noi, trebuie să venim cu investiții și cu multe, multe lucruri în sprijinul turiștilor. Da, așa cum am arătat, undeva la poalele cetății avem o investiție pe fonduri europene de aproximativ 4 milioane de euro. Și aici vorbim de o zonă de agrement cu un amfiteatru, tot în ideea de a promova cultura din... De fapt, toate evenimentele acolo se vor desfășura, da? Probabil începând cu anul viitor.
Bine, și cetatea rămâne prioritate, dar acolo rămâne, vor fi celelalte festivaluri care v-am spus. De fapt, există un cerc prin care trebuie să ne... Turistul trebuie să se plimbe, acel anfiteatru cu zona de agrement, bazinul de nod didactic care este lângă, care l-ați și văzut, pentru tinerii din Târgu Neamț și pentru turiști, bineînțeles, și zona strandului cu parcul cetate, tot de la poalele cetății, unde și acolo cred că la anul vom termina investiția. Deci cam când vom vedea? Eu sper la anul, dacă continuăm cu festivalul dumneavoastră, să-l desfășurăm în zona anfiteatrului. Sau să avem și ar fi frumos și anfiteatru și cetate, pentru că cetatea rămâne un brand, e un brand sigur, al României, de fapt. Bine, cetatea intră într-o reparație, să-i spunem. Consiliul Județean a accesat un proiect european, cred că de aproximativ 2 milioane de euro și vor Serios? Face câteva modificări, reparații la... Pentru că mie mi se pare că arată impecabil. Eu am văzut-o în 89 și mi-a venit să plâng când am văzut-o cum arăta. Deci... Avem ceva probleme la infiltrații pe înțeles. Zona de nord. Nu s-a gândit. Au fost ceva discuții. S-a gândit Petru Mușat. Cine a construit-o? Petru Mușat, da. Nu s-a gândit Petru Mușat că vor fi infiltrații peste sute de ani. S-au mai făcut câteva greșeli sau eu știu. Nu s-a gândit proiectul care a fost tot pe fonduri europene în... aplicat în 2009, dar prin acest proiect o să rezolvăm problema cu infiltrațiile și bine, și nu mai discutăm de proiectul meu și a președintelui Arsene de Suflet cu acel sistem de urcare, coborâre a turiștilor, tot undeva la poalele cetății. Adică cine dorește să nu mai vină pe jos până în cetate, vom avea acel funicular? Undeva la chiar lângă, de la poalele cetății. Se poate face așa ceva? Avem deja studiile făcute, vedem cum vom găsi soluția pentru finanțare. De fapt, nu cum vom găsi soluția, am găsit-o. Cum vom fi finanțați pentru existul financiar Nu se poate pe următor. Fonduri? Pe fonduri europene, da. Pe POR va fi proiectul depus. V-am spus, studiile sunt deja făcute, discuțiile sunt făcute. Dacă reușim și acel proiect... Vă dați seama, este un proiect de aproximativ 5 milioane de euro. Da. Este un model, dacă putem spune un model, cum sigur ați văzut la Deva, la cetatea Deva. Este un funicular pe care urcă, coboară, bine, aici la noi vor fi două, unul urcă, unul coboară. Este funicular, adică e la... un fel de lift. E ca un lift? Da. E la nivelul solului? Nu. Nu. Nu este perpendicular. Este un fel de, să spunem, linie ferată. Deci ca un tren? Ca un tren. Da. Am văzut în Germania. Și în Austria, la fel am văzut și eu. Da. Parcă la Salzburg? Cred că da. La cetatea din Salzburg, se urcă. Da, sigur, da. Da. Va fi la Salzburg și la Târgu Neamț. Frumos. Și la Deva. Tot ce înseamnă cetăți. Bine, așa ar fi bine un proiect integrat la ceea ce înseamnă cetățile ștefaniene să venim, dar nu putem noi Neamțul. Asta însemna probabil la nivel național să se gândească și un astfel slavă de Domnului, proiect. Avem cetății Critoria lui Ștefan cel Mare. Dar asta este altă discuție. Noi ne ocupăm aici de Târgu Neamț, acum și de Județul Neamț. Da, dar putem să discutăm despre ce ar trebui să se facă la nivel național, pentru că e nevoie să se gândească niște lucruri complexe, pentru că lumea vine. Deci de când am stat aici cu festivalul, dincolo de publicul care vine la festival, am văzut... Și când eram în pregătirile pentru festival, am văzut, efectiv, autocare și autocare care veneau aici. Tocmai de asta am și gândit sistemul ăsta de urcare și coborâre a turiștilor. Totuși este greu să vină pe jos. Sunt persoane mai în vârstă. Da, sperăm să o rezolvăm și pe aceasta. Bine, noi avem un proiect integrat aici și cu stațiunea Băile Oglinzi, renumita stațiune Băile Oglinzi, și cu mănăstirile. Vorbiți puțin discuții despre această stațiune. V-aș vorbi foarte multe. Dacă vorbesc de istoria stațiunii, e păcat să nu investim acolo. Tocmai. De aceea să-mi vorbiți puțin ca să știe lumea despre mic, ce e vorba acolo. Este destul de mic. Stațiunea este, de fapt, funcționează de pe timpul regelui Carol I. În anii din urmă, după Revoluție, mai bine spus, s-au vândut acțiunile la
o societate, după care din 2012, când am venit noi la, când am venit eu la conducerea primăriei, am reușit să cumpărăm acțiunile și să fim proprietari 100% noi primăria. De fapt, nu vă întreb prin câte ați trecut cu negocieri, cu... Da, multe, multe discuții și am reușit să fim proprietari, iar acum gândim, nu gândim, suntem în curs de a obține licențele de exploatare și explorare a apelor, pentru că acolo avem calitatea apelor sărate, ape sărate. Asta voiam să... 3-4 puțuri care, unde trebuie să intervenim și în acele puțuri, dar ceea ce ne interesează este să obținem licențele astea două de exploatare și explorare și să-i dăm stațiunii Băilor Oglinzi, pe lângă faptul că este stațiune de interes național, cum e orașul, să ne ocupăm și să obținem statutul de stațiune balneo. Dacă reușim și acest lucru, și zona Băilor Oglinzi va fi dezvoltată. De fapt, de ce se numește așa? Poftiți? De ce se numesc Băile de Oglinzi? Păi, exact cum am spus. Acolo, regele, când a construit, așa a numit n-a avut un motiv, așa îi se părea lui că... Este și un, e o legendă? Bine, sunt mai multe legende. Este și o legendă legată de oglindă, de apa din acea zonă. E atât de cristalină, cristalină, nu? Ceva de genul ăsta, ce frumos. Ca o oglindă. Acolo stațiunea va... Va fi arhi cunoscută, dar peste ani. Nu acum, că acum nu avem ce vedea. Trebuie decât istoria, atât putem discuta de istorie. Și avem istorie și acolo. Trebuie să fie ceva frumos. Am văzut că și parcul orașului e frumos. Avem 3 parcuri mai mari în oraș. Eu am văzut pe cel central. Da. Mi-a plăcut foarte mult, am făcut cel o transmisie pe o televiziune, nu? De acolo. Da, este zona centrală a Casei de Cultură și parcul va intra în reabilitare, probabil în câteva luni de zile, pentru că și acolo avem un proiect câștigat pe fonduri europene de vreo 2 milioane de euro. Și probabil ce se va întâmpla acolo? Va fi reabilitat, modernizat la ceea ce ne dorim noi în Târgu Neamț. Ce frumos! Probabil în 2 ani de zile va fi gata și parcul. De fapt, tot ce înseamnă spații verzi în oraș. Pe lângă parcuri și zona spațiilor verzi dintre blocuri, din spatele blocurilor. Am văzut că... Baza sunt fonduri europene, pentru că știm cu toții de 2 ani de zile nu am primit niciun bănuț de la bugetul de stat. Am înțeles. Așa cum era odată. Ca să rămânem într-o notă optimistă, am văzut că tinerii, elevii, țin foarte mult la dumneavoastră. Vorbiți-mi puțin despre școli, că începe școala. Despre școli, dacă vreți să vizitați o școală... Aia zic, de cât fapt, de pregătite sunt școlile să primească... 99%. A, bun. Deci sunt pregătite. Da, sigur. Să toate primească elevii sunt... în nou an școlar. Pentru că noi milităm pentru un învățământ în bancă și nu online. Corect. Că e complicat să faci școală online. Dacă vorbim despre condiții, dotare, modernizare, ceea ce au cerut domnii directori sau ceea ce au cerut conducerea școlii, nu s-a pus problema. Deci, prioritatea numărul unu asta a și fost și va fi școala, sănătatea și cultura. Dar nu, probleme nu sunt în Târgu Neamț, singure probleme sunt cu transportul, pentru că avem 3 colegii mari unde... își desfășoară activitatea peste 4.000 de elevi și sunt și din comunele limitrofe. Și aia să vorbesc cu transportul, nu avem noi cum să asigurăm, că mi-aș fi dorit, dacă legea mea permite, să asigur transport pentru elevi din acele localități până la școală, dus întors. Și de ce nu permite legea? Nu ne permite pentru că nu am eu cum să cheltui din bugetul local transportul unui elev dintr-o comună. Cine ar trebui să-l asigure? Ministerul? Ministerul sau guvernul? Guvernul. Bun. Sau Consiliul Județean, dar nici Consiliul Județean nu... Nu are lege. Nu are lege, da. Nu. Și noi am putea să vă asigurăm, dar trebuie să permite legea. Dar la ceea ce înseamnă poate oraș, n-aud colegii dumneavoastră din Parlament, de la toate partidele, că bănuiesc că problema asta, ce discutăm aici,
se poate multiplica la nivelul oricărui oraș din România, indiferent de culoarea politică a celor care conduc aceste orașe. Vorbim de orașele, de localitățile unde avem, în primul și în primul rând, colegii sau licee, învățământul liceal. Și elevi care vin din localitățile limitrofe, da. Limitrofe, sigur că da. Pentru că e complicat. Am văzut o mulțime de reportaje cu elevi care bat 20 de kilometri pe zi prin zăpadă să vină la școală, că nu este transport în comun, că nu este microbuz. Trebuie făcut ceva. Sigur. Bine, trebuie să găsim soluții. Eu sunt bucuros și mândru, în primul rând, că am reușit să asigur condiții. Deci, la Târgu Neamț nu vorbim de un liceu sau de o școală care să nu aibă, eu știu, dotare în laboratoare, să nu aibă, în perioada pandemiei, tot ceea ce le trebuie, măști și multe alte ceea ce se cere. Mai vorbim de partea cealaltă a infrastructurii. Adică nu putem discuta într-un oraș ca Târgu Neamț să ai toaleta în curte sau să nu ai gaz metan sau să nu ai... Problemele sunt rezolvate pe partea învățământului. Totul este să se lucreze din partea dascălilor la o mentalitate bună a copilului. Adică când pleacă din școală să plece cu 7 ani de acasă și cu tot ceea ce trebuie în viață. Și cu, bine, cu anii de școală pe care îi face. Da. Sigur că da. Sunt optimistă că lucrurile merg bine în direcția în care trebuie să meargă și sunt convinsă că sunt tot mai mulți cei care vor îngroșa în anii următori rândurile turiștilor care vor veni să viziteze orașul. Nu știu dacă am vorbit cu dumneavoastră sau cu un coleg de la presă. Așa. În perioada de pandemie, și aici haideți să nu spunem de un an de zile, vorbim de 14 luni, 16 da, luni, da, așa, da, aproximativ. Da, am depășit anul, sigur. Câți turiști credeți că au venit în nu cetate? Știu. Pentru că eu am fost... Vorbesc de perioada de pandemie. Exact, eu am fost surprinsă să văd cât de mulți au intrat zilele astea. Deci, în aproximativ un an și câteva luni, am avut peste 100.000 de turiști aici. Wow! Bine, în perioada de pandemie. În perioada de pandemie. Vorbesc de cetate și de Casa Creangă. Bine, la Casa Creangă nu știu exact, dar aici vă spun cu siguranță că am discutat pe strategia de dezvoltare care am făcut-o pentru perioada următoare și aveam nevoie de numărul de turiști și cetatea e numărul 1. Sigur. Unde, bine, și Casa Creangă. Cred că undeva pe acolo, la plus minus 10%. Deci vorbim de perioada de pandemie. De perioada de pandemie. Da. Bine, și există o analiză mai... Casa Veronica Micle? Și Veronica Micle, da. Pentru că este pe același traseu. Veronica Micle, Muzeul de Istorie și Cetatea. Dar Cetatea este numărul principalul, principalul obiectiv, da, pe care lumea îl vizitează. Spuneți-mi, ce planuri aveți pentru... Mai avem sub 10 minute, se termină emisiunea. Ce planuri aveți pentru următorii ani și pentru următoarele mandate? Păi nu, că mai trebuie să rămâneți. Următorii ani am... Mai trebuie. Primul și primul rând să fiu sănătos eu. Să fiți sănătos, noastră familia și mea care familia mă susține. Care vă susține, categoric. Siguranță. Pentru că... Și să-mi termin proiectele care le-am început și care le-am atât în strategie cât și în lista de investiții, împreună cu președintele Consiliului Județean, care... Sigur, colaborăm și le-am pus cam toate pe linia dreaptă să terminăm ceea ce ne-am propus în următorii 3 ani. Pe partea politică vom discuta probabil sigur la al treilea an, după al categoric, treilea categoric. An. Categoric. Mai avem ce, 8 minute. Vreau să vă ofer o carte. Minuni ale lumii create de om. E o carte oferită de editura Litera. Mulțumesc frumos! Eu vă mulțumesc și am vrea ca în ediția următoare a acestei cărți, e prima ediție, în ediția revizuită, să apară și Orașul Târgu Neamț, ca minune a lumii creată de om. Puteți spune minunile cetății Neamțului. Minunile cetății Neamțului. Da. Când am venit aici, primul lucru pe care l-am discutat cu băieții care sunt ghizi,
aici absolvenți de istorie, care sunt ghizi aici la... O echipă grozavă. Da, extraordinari. Extraordinari. Da. A fost să-i întreb, spuneți-mi cu mama lui la ce geam? Haideți, doamnă, că era moartă de 10 ani. Da, de fapt nu sunteți prima dată la Cetatea Neamțului. Nu sunt. V-am spus, am fost în 89, am fost dezamăgită și tristă pentru că... Na, toate poveștile. Sovietii și românii, nu? Da, da. Au rezistat pleșinii noștri aici, în cetate, au impresionat prin eroismul lor și cetatea era vai și amar de ea, era în paragină, pasarela de-abia se mai ținea. A fost reabilitată în 2009-2010, inclusiv trailii de acces. Cât a durat atunci reabilitarea? 2 ani. 2 ani de zile. Da, un lucru extraordinar de bun. Făcut de fostă administrație și de Consiliul Județean. De fapt, de atunci, din acea perioadă, cetatea cu Casa Creangă și Veronica Micle au trecut în subordinea Consiliului Județean. Până atunci, înainte de a accesa acel proiect european, a fost în administrarea primăriei orașului Târgu Neamț. Și era complicat. Era complicat. Era foarte greu la un buget care îl avem noi să facem față singuri. Așa că la Consiliul Județean e altceva. Vorbim de județ. Și un lucru extraordinar de bun. Bine, acum, cred că știți, pe lângă Cetatea Neamțului, noi avem un proiect în derulare, în parteneriat cu Consiliul Județean, să-i spunem un Creangă Land. Uh-huh. Adică vorbim de un proiect care se întinde pe aproximativ 40 de hectare de teren. Unde? Undeva la intrarea în Târgu Neamț, dinspre I-85. E știre. Da, dar aici... Creangă Land. Exact. Aici vă poate spune un orășel mult, un orășel de distracții, pe istoria și pe perioada lui Creangă. Pliat pe tot ceea ce a însemnat Creangă. Începând de la case tip Casa Creangă, Ozana, dacă știți poveștile lui Creangă. Va trece Ozana pe acolo? Va fi? Nu va trece Ozana, va fi o zonă cu... Deci nu va fi în zona... Nu în zona aia, că nu avem atât teren acolo și am ales cu președintele Consiliului Județean undeva o zonă la intrare în Târgu Neamț. Ai niciodată suprafața? Deci pe 40 de hectare. 40 de hectare, mare. Da. Este un orășel. Și va fi un orășel. Începând de la restaurante... zone de agrement, atracții, adică atracții, se vor da pe tobogan. Toate pe istoria lui Creangă. Toate pleate pe perioadă, mai bine spus. Cât de avansat e proiectul? Adică studiile la ce nivel sunt? Sunt terminate de aproximativ un an sau doi, studiile și tot ce s-a solicitat de la consultant. Bănuiesc că până la terminarea mandatului de primar al meu și de președinte Consiliului Județean domnului Arsenie va fi gata. Știți că atunci când depinde am fost cum se mișcă... când am făcut un interviu cu Ria Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, Craiova, colega dumneavoastră de partid, mi-a vorbit despre Dracula Land, care se va face ceva acolo la genul, Craiova. Da, da, da. Și atunci am zis, wow, ce știre! Dar acum îmi vine să zic, wow, ce știre și asta! Da, îmi pare rău că nu m-am informat mai bine cu tot ceea ce avem acolo... propus de către specialiști, dar avem timp să discutăm și să vorbim și să vedem cum se construiește, pentru că ar fi ceva extraordinar. Eu zic că e cea mai mare investiție din județul Neamț și nu cred că numai din județul Neamț putem discuta de zona Moldovei. O investiție imensă, imensă în zona Moldovei și mă bucur că e pe un brand național. Sigur. E pe un brand național pentru că cei mici ar trebui să se reîntoarcă la poveștile lui Creangă, frumoase de tot, care nouă ne-au marcat copilăria, la amintirile din copilărie care au însoțit copilăria noastră, pentru că sunt frumoase. De multe ori vorbesc despre amintiri din copilărie cu copiii românilor din diaspora, care acolo învață altă literatură, au alte amintiri ale copilăriei și își doresc să-l cunoască pe Creangă și le trimitem cărți de aici să citească, dacă să reușim citească și cu... părinții. Creangă Land. Să-i atragem aici. Sigur că da. Va fi un loc unde vor veni în vacanțe românii noștri din diaspora să le arate copiilor copilăria lor prin intermediul lui Creangă. Sigur. Iarăși ne mai ajută Creangă la ceva. Mai sunt 3 minute și jumătate. O să vă rog să transmitem un mesaj tuturor celor care ne urmăresc acum și
la televizor și online, ca să-i chemăm să vină să vadă orașul, cetatea, obiectivele turistice din zonă? Sigur, în primul rând, fac o invitație atât celor care ne urmăresc, cât și celor care prin intermediul dumneavoastră va cunoaște sau va dori să ne viziteze județul Neamț, cetatea Neamțului, implicit Târgu Neamțul, și să le garantez că nu le va pare rău de ceea ce vor vedea în județul Neamț. Așa cum ați spus, începând de la cheile Bicazului, mănăstirile din zona Târgu Neamț, Târgu Neamțul cu cetatea Casa Creangă, Veronica Micle și alte obiective care mai pot fi vizitate, și fac un apel și în același timp și o rugăminte la oamenii adevărați care își doresc să dezvolte într-adevăr țara noastră, să dezvolte județul Neamț, să lăsăm un pic partea politică și să facem, să strângem rândurile indiferent de culoare politică și să facem în astfel încât țara să se dezvolte și să promovăm adevăratele valori ale României și ale județului Neamț. Aici avem noi grijă. Categoric. Orașul Târgu Neamț a fost un oraș de adăpost după Revoluția de la 1848. Așa a venit mama Veronicăi Micle aici. Îi murise soțul, revoluționar, la 48. Ei erau din Năsăud. O avea pe Veronica mică câteva luni, de-abia născută. Cred și un copil de 2 ani. Cred că s-ar putea dezvolta această parte cu Veronica Micle. Știți că e o idee foarte bună. Noi discutăm de Creangă și de cetate și de, eu știu, regele Carol, dar Veronica Micle nu prea... Ea aici a petrecut copilăria. Chiar dacă avem casa din Târgu Neamț. Mama ei, o femeie puternică, spun eu, să vii cu doi copii mici în brațe, sigur, să fugi de prigoana austro-ungară, să treci munții și să ceri sprijin. A venit și a găsit sprijin aici. Pe 10 august, am citit, pe 10 august 1950 și a cumpărat casa, care e acum Casa Memorială Veronica Micle, și a crescut copiii aici. Pe urmă, ea spre finalul vieții s-a retras la Mănăstirea Văratec. A fost măicuță acolo și noi am avut ce să mai la festival, un workshop extraordinar cu iubirile lui Mihai Eminescu, pe primul loc iubirea dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle. Da, sigur. Cred că aici am putea discuta mult mai multe de partea cu Casa Veronica Micle. Din păcate, Casa Creangă, sigur, s-a discutat totuși de Casa Creangă și de poveștile lui Creangă, dar, așa cum ați spus, multă lume, și în special noi, cei care suntem în administrație și ne ocupăm de partea culturală și istorică, ar trebui să dezvoltăm această parte cu istoria Veronica Micle. Marea iubirea lui Mihai Eminescu. Marea iubirea și sigur, istoria... Veronica Micle, a părinților, inclusiv a Veronica. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc pentru că ați acceptat discuția asta minunată aici, în Cetatea Neamțului, la Carte Diem. Vă țin pumnii și să ne vedem la anul, cu mare la drag, o nouă ediție Bilal. Sigur, să onorați invitațiile la celelalte festivaluri care le organizăm noi. Cu mare drag. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu. Dragi prieteni, vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Canal 33. O seară minunată să aveți!